Bună dimineața, vi-l prezint pe Sergiu, deși nu prea se vede. Și începe acțiunea. Nu se vede bine tabla, dar aici scrie Ucuriș, județul Bihor. Vasi ne-a lăsat aici, el pleacă acasă, eu cu Sergiu o luăm pe jos, să ajungem în județul Timiș. Drumuri bune! Deci încă mai suntem în județul Bihor. Mai facem câțiva pași. Și am intrat în județul Arad. Sper să nu prind și gunoaiele care sunt aici pe jos, că sunt o grămadă. Am intrat în județul Arad. Drumul ne așteaptă. Până în județul Timiș mai este un pic. Da, și după cum v-am spus mai de mult, a venit și călătoria asta așa mai lungă. Am plecat din județul Bihor. Vrem să trecem tot județul Arad pe jos, de la nord la sud, și de acolo împreună cu Sergiu să ajungem în județul Timiș. Ne vedem mai târziu. Ce o cascadă și ne-am oprit să mâncăm un pic, că ni-e foame. Nu cred că o să filmez tare mult pe aici, pentru că mai ales azi, prima zi, avem de mers pe șoseaua, crengi, copaci tăiați, gunoaie multe, mai bine să filmăm mai mult pe deal și prin natură. La mâncarea de dimineață. Și am ajuns la Craiva și mai avem de mers pe șoseaua și așteptăm să ieșim de pe asfalt, să ajungem în Sălbăticie. Acolo e mult mai frumos, în natură, pe dealuri, în pădure. Până acolo mai este. Am ajuns și la cafea. It's coffee time. Acum am comentat că nu putem merge, că n-am băut cafeaua, dar cum am ajuns și la cafea și atunci e dental pe iară. Următoarea localitate, Chișlaca, da, Chișlaca. Da, și am uitat să vă spun că azi suntem în data de 20 martie 2023. Asta e a treia localitate pe ziua de azi. După Ucuriș, Craiva, acum suntem la Chișlaca. Și cum e vorba, mergem mai departe. Și mergem înspre Beliu, cred că următoarea localitate, Beliu, unde așteptăm să bem o cafea bună, că am beut cafea la Craiva, dar a fost cam slabă, cam prea slabă. Acum ne nădăjduim că la Beliu o să fie cafea bună și
o plăcintă bună, să găsim undeva să mâncăm plăcintă cu măr, că aia am rămas. Am rămas de când am fost de la Brad. Mi s-a pus pata și pofta pe plăcintă cu măr și acum visăm iară la plăcinte. Am ajuns la Beliu. Așa, după cum v-am spus, și vrem să și mâncăm ceva și să bem o cafea bună. Nu ne-am luat multă mâncare, am știut că o să trecem și prin localități și n-am luat mâncare multă ca să nu ne fie greu, că am destul, 15 kg rucsacul. Am mai luat mâncare să avem pentru perioada care o să traversăm dealurile și pădure și... Nu. Acum să vedem ce găsim aici în Beliu. Am ajuns. Și am plecat. Mergem mai departe. Ce să vă spun, am mâncat foarte bine, ceva ce n-am mâncat niciodată, deci chestia aia triunghiulară care ați văzut-o nu era pizza, era langoșa, dar era langoșa făcută în cuptor. Făcut o langoșă mare cât o pizza și tăiată felii, dar foarte, foarte bună, nu grețoasă, nu... Am mâncat câte două bucăți fiecare și numai că ar mai fi mers câte una. Și am băut și o cafea bună, bună, tare de la expresor și acum... Numai picioare să avem să-i dăm înainte. Boxig, 7 km. De la Boxig ieșim de pe șoseaua și o luăm pe deal. Scăpăm de mașini, intrăm în natura adevărată. Mergem și iară mergem, Sergiu fluieră și cred că ne apropiem de Boxig. Deci cam asta am văzut azi toată ziua de dimineață. Desișuri din astea, așa cum le vedeți, nu știu cum să le numesc, smidă. Plin de gunoaie pe marginea drumului. De-aia abia așteptăm să ajungem în natură, să scăpăm de drum, să nu mai auzim nici mașinile, să nu mai vedem nici gunoaiele. Și atunci suntem obosiți, dar mergem și mergem și mergem. Am ajuns și la Boxig. Uite, a zic așa că ei s-au înfrățit cu Franța. Văd că bine că am venit în comuna Boxig. Noi ne bucurăm să trecem, să ieșim, să mergem pe dealurile noastre. O mică odihnă la Boxig, dar vorba vine că nu o să ajungem în localitatea mare Boxig. Scrie aici Boxig cartier, bun, tot comuna Boxigăi, da, e ceva așa, un cartier mărginaș. E Boxig, nu mai intrăm în localitate, ne mai luat de aici niște apă, că n-avem de unde aici izvor, nu știm ce întâlnim pe drum. Și trecem Crișul, pe pod, ajungem la șosea, de acolo părăsim drumul, și ajungem la șoseaua principală, părăsim drumul și o luăm pe deal. Și am ieșit de... V-am spus că e Boxig cartier. No, dacă și pe tablă scrie că e Boxig cartier, înseamnă că... Și ăsta e Sergiu.
Acum are două perechi de papuși, dacă se rupe unii, se meargă cu aia la alții. Acum trecem Crișul. Crișul alb. Are, pot să trec pe aici, cred că da. O iau pe lângă. O să vă arăt un pic și apa. Crișul alb e destul de mare. Apropiem de șosea, visul nostru mult dorit, șoseaua, ca să scăpăm de ea. Bun, am mers pe lângă șosea, dar ne apropiem de aia principală. Dar a apărut o întrebare din cauza lui Sergiu. Pentru că Sergiu a spus, dacă dincolo de șosea e arătură, e clar că nu putem lua pe arătură. Și atunci, acum avem curiozitatea. Uitați, o să întorc camera. Acolo în față nu mai este multe intersecția. Nu știm ce e dincolo, dacă e arătură am încurcat-o, că nu o putem lua pe arătură. Și atunci kilometri în plus. Noi suntem în prima zi, suntem și destul de obosiți, începe și niște strop de ploaie. Deci, rămâne de văzut, mai avem câțiva pași să vedem ce-i dincolo de șosea, arătură sau nu se știe ce. Vedem împreună ce-i dincolo de șosea. Deci nici noi încă nu știm. Încă nu știm. Acum suntem în intersecție. Foarte multe indicatoare, auleu, arătură. Arătură și tulei de porumb. Ne-am scos, oricum. Haide să vedeți ce e dincolo de șosea. Stați-mă un pic. Sunt multe mașini și nu pot să trec, dar vă arăt. Arătură și tulei de porumb. Rămâne de văzut ce face. Deci, ne-am blocat în intersecție. Așa. Uitați-vă, Sergiu, el s-a uitat pe GPS. Eu am aici, pentru cei care mai sunt curioși cum ne orientăm. Bun, și pe GPS ne uităm. Aici e busola. Aici e hartă. Avem harte destul de detaliate. Noi acum o să trebuiască să-mi pun ochelarii, mă uit pe hartă, să găsim un drumuț care să ne scoate, de, să putem trece de arătură, să ajungem la deal. Uitați ce e în față. Apă și pământ. Și acum planul l-am făcut după ce am studiat și GPS-ul și alte lucruri. Harta, busola. Intrăm în boxig aici în față. Apucăm pe prima stradă la stânga. Și mergem până o să ajungem la dealurile alea din depărtare. Și acolo scăpăm și de arătură, sperăm, și de alte lucruri. Și să găsim un loc de dormit. Și am vrut noi și am crezut că scăpăm de boxig. Și uite că trebuie să intrăm în boxig. Și trebuie să luăm prima stradă la stânga. Și după aia să o ținem tot înainte. Uf.
asta e, vedem ce-o fi. Așa, deci am luat-o pe ulița la stânga. Direcția e bună. Am mai întrebat și un GPS local. Adică un om bătrân era la poartă și l-am întrebat și a zis că e bine, mergeți înainte. Acum, cu atâtea chestii, hartă, GPS, oameni, tot ajungem undeva. Ia uitați-vă ce e aici. Uai, ce frumos e să... Sănătate! Și ne-s pe câmp și avem în față un șanț și un gard electric și trebuie să trecem. Sper să nu ne curentăm și așa, vedem noi acum. Mocirile, aui! Să vedem cum trece în gardul electric. Stai să vedem, că poate vine omul și nu ne lase. Vine un om cu jeepul, poate e paznic cu cailor și nu ne lase să trecem. Să mă curentez. Hai, dar treci odată! Apleacă-te! Apleacă-te, aia că e bine, nu dai nimic. Și dacă atinge ăla e burete, nu. Le pune mâna pe și pe fir să vezi. Mă procepez el, nu? Acolo în depărtare e boxigul. Aici în față e apusul. Oh. Noi suntem pe câmp, trebuie să avem grijă la picioare, că sunt tot felul de gropi. Trebuie să ajungem un pic mai sus pe dealul din față, pentru că aici pământul e moale, nu este nici lemn de foc, pământul e ud, nu că e moale, e ud. Da, e bine, măcar e moale la picioare. Aici lângă copacul ăsta o să încercăm să vedem dacă nu e pământul ud tare. Ne facem locul de dormit, că e prima zi, am mers mult, dar picioarele nu ne mai ascultă. Suntem cam leșinați. Aoleu! Da, sperăm că o să fie cât de cât uscat aici lângă copac, deși nu prea pare, e cam ud pământul. Wow! Cred că am găsit unul mai sus. Sergiu! Numai la ăla dacă ne ducem. Dacă mergem la ăla mai sus, că ăsta-i baltă. Deci aici e baltă, e mocirlă. Aoleu, dar chiar ne scufundăm aici. Bine că nu ți-ai băgat în coace tu. Da, aici lângă copacul ăsta, în mijlocul câmpiei, aici o să întindem prelata cumva, o să încercăm să prindem un mic foculeț, că nu mai putem merge și dacă am vrea, suntem gata. Oprire! Aici e focul. Aici am legat prelata de un pom, cât de cât un pic să nu ne ploaie. Aici sunt picioarele lui Sergiu, da? Sunt dins un pic să... Așa.
Posibil cam atât să fie pe ziua de azi, să-și întunecă, vrem să mai avem bateria la aparat și pentru eu știu câte zile mai avem de mers și mâine și poimâine, nu știu dacă mai filmez în seara asta, o să mâncăm un pic și suntem obosiți, ne punem să dormim cât de repede putem. Ce să vă mai spun, să aveți o noapte liniștită și dacă nu ne mai vedem în seara asta, ne vedem dimineață. Vă salut! Și filmarea de noapte bună. Ne-am pus la somn, chiar dacă e ora 8 fără 20, încă nu e ora 8, dar ne ajunge pe ziua de azi. Dacă reușim să dormim bine, mâine o să fim fresh și îi dăm talpă mai departe. Noapte bună, vă las! Bună dimineața! Ora 6 și un sfert. Deci e prelat, aseamănă cu un cort. Focul e cam gata. Să încerc să fac un pic de foc. O să încerc să fac un pic de foc, măcar o cafeluță să putem face. Pe Sergiu mi-a lăs un pic să doarmă. Și încet, încet ne adunăm și plecăm. Hai mă că arde. Hai mă că arde focul, trezește-te odată. Hai că ai dormit destul, că e aproape ora 7 și dorm de la ora 8. Numai Și bine. Păi ce bine, hai, sus, hai că uite, am făcut și focul. Încălzim apă. Bagaje desfăcute. Urmează ziua a doua. Dați undeva. Vede un drumuț, cam pe acolo, pe undeva trebuie să ajungem noi. Să trecem dealul ăsta din față. Să luăm către Șilindia, de acolo Tauț, Conop și mai departe. Ajuns la o intersecție mare, ia uite aici ce e. Noi mergem numai înainte. Am luat drumul rugilor, am părăsit drumul ca să luăm o scurtătură și au, o să ajungem iar la drum, mai pe scurtătură, Sergiu se bucură tare că îl înțapă rugii. Nu zic ce râde, de bucurie că le-a rugii de picioare. Dar scăpăm de rugi mai un pic și acolo în dunga pădurii, pe acolo iară o să dăm de drumuți. Și Ando și Lindia. Hai că am scăpat de rugi. Un pic de la de acolo am venit. Acolo mergem. Am oprit să mâncăm un pic, că dimineața am beut cafeluța și am mâncat câte o banană, dar mâncăm un pic și cine știe dacă până de seară mai mâncăm. Aici am făcut o mică pauză, am mâncat un pic, bem ceva, căci un ceva cu energie, de care bem noi de obicei. Și merem mai departe. Mai avem de mers.
acum suntem ca oile, mergem pe pășune. Atâta că nu paștem iarba, dar... ne apropiem de Șilindia. Jos în vale se vede Șilindia. Vedem unde ajungem să coborâm în sat și de acolo unde o luăm. Sergiu rot o raznă. Ia uitați, ne-am împotmolit, avem aici un șans cu nămol de trecut și numai că nu putem să-l trecem. Și nu știm ce să facem, ori să ne desculțăm să-l trecem, ori să ocolim 2 km. Care-i treaba, Sergiu? Într-o ocolire, nu vreau no, mult. Da, kilometri întregi. Sunt gras și rămân împotmolit acolo. Păi ești, da, să mă scoți. Da, nu. Acum Sergiu e bucuros că de data asta a avut și el dreptate. Ia uitați ce se râde. Și aici am găsit, ia uitați, punte betonate ca să trecem. Uite, așa am ieșit și din Șilindia. Am crezut că am scăpat de drum, dar mai avem câțiva kilometri de asfalt până la Tauț. Mică odihnă în lunga drumului către Tauț. Aici mergem noi. Am intrat în Tauț. Mă trebuie să vă arăt tabla invers, pentru că aia de intrare cred că a furat-o cineva. Deci noi am venit dincolo, deci am intrat. Mai știi? Prea mică. Cine a zis că la Tauț nu este plăcinte, uitați. Strudel mere. Cafea. Mergem prin Tauț, de ne-am cam săturat. Cred că de 4-5 km mergem tot prin Tauț. Sperăm să ieșim afară, să o luăm, să mai ajungem iară în pădure și în locuri mai naturale. Cred că am scăpat și de Tauț, da, se vede aici o tablă de ieșire. Ne mai orientăm un pic aici la ieșire, să vedem să o luăm așa spre Conop, să nu deraiem mult. Deci, după ce am studiat mult așa dezbateri intense, hartă, GPS, telefoane, să părăsim asfaltul și să o luăm pe acest drum de țară, drum forestier. Sperăm să fie o decizie bună. Vă spunem mai încolo ce a ieșit. Și am schimbat peisajul, iar e frumos, pădure, pășune. În loc de mașini se aud păsărelele cum cântă. E chiar frumos, chiar dacă suntem pe un drum forestier, față de asfalt și circulații și alte chestii, e chiar un peisaj frumos. Nu se
Mai aude, am vrut să înregistrez ceva, dar bate și vântul. Aici în dreapta e poligon de tragere, de vreo 2-3 ore tot auzim într-una și mitraliere și ceva artilerie grea. Chiar acum au tras mitraliera, dar până când am pornit eu filmarea s-a oprit. Are câți ani are stejarul ăsta? Câteva sute oricum. Deci e imens, nu știu cât de bine se vede în... Dacă i-am înconjuratul până aici jos, cred că ar trebui un fir de 4 metri de gros, cel puțin, poate și mai mult. E imens. Imens, imens. Urcăm un deal. Am mai primit ceva indicații de la un cioban. Aici sunt foarte multe stâine de oi și... Un cioban ne-a spus cam virgulă pe unde să mergem. Și că trebuie să ajungem la un drum de piatră. Drumul face stânga-dreapta. Ideal ar fi noi să nu facem nici stânga, nici dreapta, să coborăm drept înainte. Dar rămâne de văzut. Și așa mult, nu mai mergem. E aproape ora 5. Suntem destul de obosiți. Undeva în jur de ora 6 vrem să ne oprim. Da, să vedem ce loc găsim. Drumul dintre vii, dar nu dintre vii, dintre livezi. Livada stânga. Livezi frumoase, îngrijite, în dreapta la fel. Și pe mijloc e un drum. Și în spate elefantul. În spate e ursulețul, eu nu zic elefant, ursulețul. Și mergem să dăm de drumul de piatră, să vedem unde locul, să ajungem, să dormim. Ar trebui să avem și apă. Coborâm în Nadeș, la intrare în Nadeș, o luăm dreapta și astea sunt indicațiile de la GPS-ul local. Umbrele se lungesc, ia uitați ce umbră lungă am. Am zis că scăpăm de Nadeș și totuși ajungem și în Nadeș. Mai un pic poate o să vă arăt și un apus frumos. Suntem în Nadeș și din câte am auzit, mai avem vreo 2 km și ceva până să gata satul. O să ne prindă întunericul, o să ne căutăm loc de dormit pe întuneric, o să facem focul pe întuneric, că altă șansă nu avem, asta e. Mai filmez un pic prin sat, acolo undeva e apusul. S-ar putea să nu avem multă imagine de campare în seara asta, în sensul că pe când o să ajungem să întindem foaia și ce ne trebuie, o să fie cam întuneric. Da, vedem, sperăm să ajungem cât de repede. E ora 7 și Nadeșul nu se mai gata. Și Nadeșul nu se mai gata și ora 7 și ni s-o obosiți și trebuie să ajungem undeva să ne oprim, dar trebuie să scăpăm de sat. Merg cu lanterna în cap, Sergio a rămas în spate să se mai odihnească că e rupt în gură de tot, abia se mai mișcă săracul. Și ideea lui a fost să
mă duc eu în față să găsesc locul de campare, locul de odihnă, că vine el și mă găsește. Acum, într-un fel, ideea e bună. Până vine el, mai fac ceva. Încep să întind foaia, să... poate să găsesc ceva să fac focul, noaptea. Niciodată n-a fost până acum, de când umblu pe dealuri și pe drumuri, să ne campăm noaptea. Da, acum așa a fost situația, n-am ales noi. Și ca și cum nu era destul oboseala și noaptea, trebuie să trecem Valea de Sculți. Ai, ce rece, ui! Aoleu! Pentru că nu e altă șansă, Valea trece peste drum. Deci oricum o îngheța picioarele, nu știu săracul Sergiu ce o să facă când o să vină. Aleluia! Ia uite, s-am înghețat. Nu prea o să se vadă bine, dar vă arăt un pic. Am făcut focul. Aici undeva am întins foaia de cort. Nu prea se mai vede, deci asta e, ne vedem dimineață. Și ultima filmare de ziua a doua, e ora 9 seara. Ne-am pus la somn. Mâine dimineață, pe lumină, o să filmez, să vă arăt cum e locul aici, cum am dormit. Acum degeaba am încercat să filmez un pic, dar nu se vede. Deci vă las, vă salut. Noapte bună, ne vedem mâine dimineață, să vedem cum o fi și a treia zi. A treia zi, am început, am aprins focul. Dimineața asta mai rece un pic decât celelalte dimineți, dar am dormit destul de bine. Mai las un pic pe Sergiu să doarmă și îi dau trezirea. S-a trezit și ursulețul, ia uitați-vă la el. Încă nu s-a trezit, dar... acum e ziua, să vedem mai bine și locul și tot. Ce simplu se prinde foaia de cort, aici e legată coață. Acolo e legată de pom. Și aici pe lateral niște bețe băgate în pământ. La fiecare găurică și gata. Acoperișul gata. Și o cascadă mică. Niște stânci. Aici era să o încurcăm iară, că trebuie să ne desculțăm să trecem apa. Că apa traversează drumul, dar s-ar putea să avem o șansă că vine un tractor. Și dacă ne trece apa, e foarte bine, nu mai trebuie să ne desculțăm și am scăpat. Numai să ne treacă apa dincolo și atât. Mergem și cu tractorul. Tractorișca, vezi, poate te văd cum ultra în apă. Nu, am mers și cu tractorul, deci câțiva metri n-am mers pe jos.
Am ajuns în creastă, aici are trei indicatoare, unul arată de unde am venit, unul arată creasta principală a munților Zărand, scrie intersecție spre vârful Piatra Păcurar, deci acolo am fost anul trecut în toamnă, am fost la vârful Piatra Păcurar, da? Am trecut pe acolo și noi mergem încoace acum spre Valea Conopului Conop. Și aici, bineînțeles, este și o hartă. Ceva seamănă cu o floare. Dar nu știu exact ce e. Dacă cineva știe și o cunoaște, să-mi scrie un comentariu ca să știu și eu. Mulțumesc! Și în sfârșit, civilizație, altă civilizație. Să bucure, Sergiu, că am ajuns în Conop, că aici trebuie să mai mâncăm ceva. Și să trece Mureșul după aia, măcar să trece Mureșul sătui. Încă suntem în Conop, e destul de lungă strada asta. Cred că 2 km și ceva. Acolo în față se vede primăria, de acolo mai un pic e asfaltul. Am plecat din Conop. Trecem pe sub DN7 și pe sub calea ferată. Trebuie să ajungem să trecem podul peste Mureș și o să filmez eu și podul. De acolo ar urma localitatea Chelmac și ne apropiem în ce de ținte. Și am apucat podul prin care o să ajungem pe Banat. Am plecat de la Bihor, am străbătut Crișana, acum plutim pe deasupra Mureșului. Și dincolo de Mureș o să vim la Banat. O să vă arăt un pic și Mureșul, dar mai încolo. Adunăm niște puf de trestie. N-am știut cum merge, dar am făcut o probă cu amnarul, să prinde ca benzina, mult mai bine decât coaja de mesteacă. Și luăm să avem pădisară de aprins focul. Deci dacă aveți probleme și cu aprinsul focului și nu aveți altceva și întâlniți trestie, deci la prima scânteie s-o aprind. Suntem în Chelmac. Aici vrem doar să luăm niște apă în sticlă, eu știu ce găsim, ce nu găsim pe dealuri. Și să luăm dealul înspre Zăbalți. Dealul, nu asfaltul. Suntem sătui de asfalt. Am trecut și de Chelmac. Am urcat dealul să trecem spre Zăbalți, uitați ce frumos e. Cu
făcut o mică pauză de orientare. Aici e harta. Aici e și harta. Noi suntem acum aici unde scrie Chelmac și vrem să ajungem acolo unde scrie Zăbalți și de acolo să trecem la, uitați, Ohaba Română, cam acolo ar fi ținta. Avem aici și busola. Am pus busola lângă hartă, ne-am uitat un pic și pe GPS. Mai avem un pic de mers de ocolit. Aici vreau să fac vatra focului, după aia frunzele din împrejur. Vatra focului, mă fac în pământ. Dacă nu avem teatru. Să tragi frunzele bine, nu e obligatoriu. Cam așa arată acoperișul. Ne umplăm întâi sacii de dormit. Mâncarea lui Sergiu din coaceea mea. Trebuie să-mi cer scuze că mi-au ieșit câteva filmări pe invers, pentru că până acum am filmat cu un aparat foto, după aia am trecut la telefon și am uitat pe telefonul, trebuie întors. Asta e o mică defecțiune de filmare, dar sper că vine vremea când o să am și un GoPro și atunci nu o să mai trebuiască să întorc nici pe stânga, nici pe dreapta. Până atunci filmăm cu ce avem. Ne descurcăm și mergem înainte. Să vă spun noapte bună. Sergiu e băgat deja la sac, nu prea se vede bine, suntem cu lanterna. Am pus lemne multe pe foc. Dacă ne trezim să mai avem rar, e destul de frig, e destul de rece afară. Am mâncat, nu știu cât e ceasul, dar cred că nu e ora 8, dar ne-am pus la somn. Vă las, noapte bună, noapte liniștită. Ne vedem mâine dimineață. E aproape ora 3 dimineața. M-am trezit din cauza frigului. Am reaprins focul, că a mai fost puțin jar. Da? E rece. E rece, aproape de 0 grade și chiar m-a luat frig un sacul de dormit. Sergiu mai sforie să mai trezește și el, iară de frig. E senin, senin de tot. Mai stau la foc și poate mai reușesc să dorm un pic. Așa, și cu ocazia asta prezentăm o nouă rețetă de cafea de supraviețuire.
Asta e o șosetă, da? E nouă, e curată, nu-i folosită. E cafeaua frumos înăuntru. Să scădă mai cu părerea de gunoaie. Eu nu? De cine o plac aici? Uite. Bă, cum alea nu trec cu nicio fetă? Nu trec, dar apă rămâne acolo, că nu trece apa prin șosete, ce are? Da, trebuie să amânăm un pic rețeta, că Sergiu m-a putut apa de gunoaie. Asta trebuia să ce pun ție peste ciorbă. Nu are nimic, că eu spujă, îmi bine bine la stomac. Au. Deja se prepară cafeaua. Un pic și suntem gata de plecare, da? Este bem cafeaua asta, originală. Asta e rețeta, acum am ciorba rețeta Vasi Survivor, asta e cafeaua rețeta Vasi. Și n-am mai filmat, dar cafeaua e pusă peste zahăr ars. E cafea din șosetă cu zahăr caramel. Ai băut? Hei, beton, faceți bani. Dar ce mă uită? Drumul ăsta cu lesieri, uite pe acolo, urcă în sus. A, și ora 8 și am plecat de unde am dormit. E ziua 4-a, ziua în care, în mod normal și după calculele noastre, ar trebui să ajungem acasă. Nu, dacă n-ai fost bine, trecem pe aici. Pa, aici e un loc frumos. Am odihnit un pic. Am mai mâncat un pic, am mai beut un pic. Coborâm înspre Zăbalți, cel puțin așa credem. Noi așa credem, coborâm în Zăbalți. Sperăm să nu fie surpriză. Victorie! Am găsit asfaltul! Acolo începe aia lui Mălcioni Scripcea. Am găsit asfaltul și în stânga avem Zăbalțul. Și în Zăbalți facem dreapta înspre Teme. Încerca ceva să vedem dacă ne iese, să nu mai ocolim, să intrăm în Zăbalți ca să mergem pe drumul mare. Am luat un drum mai ocolit. Sperăm să fie mai bine și mai scurt. Toate problema e că nu mai avem strop de apă la noi, da? Ne descurcăm. Sunt o baltă mică, destul de mică. Și prin șoseta care am făcut cafea azi dimineața am spălat-o și acum o să filtrăm un pic cât se poate apa asta, să băgăm în sticlă, că în grabă șansă de altă apă nu avem. Și cald, e chiar cald.
Nu, trebuie și sticla mea. Eu știu, stai să umplu asta, să vedem. Cred că dacă umplem asta și mai bem, o să mai găsim după. Dai seama că bem și o să mai găsească. Au! Dar totuși, dacă vrei să... Na, ce mizerie s-a odnat acolo. Acolo în stânga... Noastră e Zăbalțu. Cum se vede, am luat-o pe arătură. Dar nu-i mult, scăpăm și de arătură. Să vedem ce mai apare în față. Ceva foarte interesant. Ce n-am întâlnit până acum. Uitați-vă. Oare așa roade castorul? Deci aici sunt dințișori de castor. Ia uitați-vă, roată e roșie, un copac imens. Uitați-vă. Copacii ăștia toți au fost roșii de castori. Înseamnă că aici trebuie să fie castori. Foarte, foarte frumos. Tot copacii ăștia răsturnați, este rosătura castorilor. Mai învârt un pic, e așa o panoramă frumoasă, frumoasă de tot. De ce să fii la pasfalt? Aici e Bruznic, dar noi nu mergem încolo. Ne o luăm tocmai invers, ca să ajungem la Oaba română, pentru că Oaba asta română e în județul Timiș. Aici s-a terminat asfaltul și încep gropile. Nu avem niciun indicator oficial, dar practic am trecut în județul Timiș. Dar bun, nu e nimic oficial, de aia trebuie să mergem la Oaba română. Mai vreo 2 km aproximativ. Și final de călătorie. Uitați, acolo scrie localitatea Oaba română, în județul Timiș. Sfârșitul unei povești de aproape 4 zile, proiectată și visată de câteva luni în urmă. Un drum destul de greu, dar am văzut locuri frumoase, peisaje frumoase, am întâlnit mulți oameni, dintre care unul care e săracul s-a uitat așa cu milă la noi și ne-a spus, vai de capul vostru, că ne-a spus de unde venim și unde mergem. Da, asta e, am sunat, așteptăm să vină mașina să ne ducă acasă. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă mulțumim că urmăriți canalul ăsta. Dacă nu vi-e prea greu și nu aveți prea multe abonamente la YouTube, abonați-vă dacă n-ați făcut-o. Dați un like, un comentariu. Noi trecem un pic la odihnă, suntem obosiți, picioarele sunt de plumb. Așa cu aproximație am făcut în jur de 120 de km. Sigur nu putem, ști că n-avem cum să calculăm. Dar cu aproximație cam așa. Asta a fost. Așa cum am spus, am ajuns la final. Sper să nu treacă mult să venim cu alte povești împlinite, cu alte călătorii frumoase. Și dacă nu mergem în alte țări, România e frumoasă, avem ce vedea deocamdată. La revedere din județul Timiș, în localitatea Oaba română.
Vasi Survival și cu Sergiu vă salută și vă spune zile bune, aveți grijă de voi.